Tudor Mureșan, student în anul 3 la Facultatea de Psihologie, a descoperit că poate repara diferite porțiuni ale creierului folosind unde sonore. El își testează metodele oferind ședințe gratuite în camera de cămin. Încă de mic copil am sperat să ajut lumea și să aduc o schimbare în lumea asta. Studentul pe care l-am consultat astăzi suferă de tulburare bipolară de tip 1 și în ultima perioadă am observat că starea lui s-a îmbunătățit și chiar mă bucur să văd că metoda funcționează. Studiile au arătat că anumite frecvențe ale sunetului, ca de exemplu sunetul porcului la tere sau sunetul unei unghii pe o tablă, au un efect traumatizant asupra lobului occipital. În urma unei astfel de experiențe, se dublează cantitatea de metadodină secretată la nivelul cortexului inferior, substanță care ajută la buna funcționare a sistemului nervos central. A fost o experiență îngrozitoare. Sunetele alea parcă îmi vibra tot creierul și acum îi aud vocea. Dar simt că e mai bine, adică nu știu, mă simt altfel. În România, unul din patru indivizi poate prezenta la un moment dat în viață simptomele unei tulburări psihice cronice sau tranzitorii.